La românii, coalițiile politice nu prea funcționează. Nu ți-o spun eu, ci o demonstrează istoria ultimelor 3 decenii. Ca să vorbim de CDR, de Guvernul Dreptate și Adevăr sau de coaliția USL, toate s-au dus pe apa sâmbetei și noi ne-am ales cu praful de pe tobă. Ai așteptări în ceea ce privește repornirea economiei. Atârnă-le în cui deocamdată. Actuala coaliție nu s-a apucat încă de treabă. S-a împotmolit în numiri pe funcții. Bogdan Teodorescu îți spune de ce nu funcționează coaliția. Începând cu 1992 cu Pentagonala Roșie, trecând prin CDR și apoi prin guvernul DA, alianțe de fapt în România n-au funcționat. Ne uităm inclusiv la celebra USL, care avea toate șansele să funcționeze. Noi ne imaginăm că avem în față 3 partide, dar de fapt dacă ne uităm atent avem vreo 8 grupări. Fiindcă Partidul Național Liberal are măcar 3 grupări care se ciocnesc una cu alta, USR Plus are și ea 3 grupări, 2 în USR și una plus, și UDMR are și ea, e tradițional, 2 grupări. Numirile de prefecți bagă zâzanie în coaliție, cu atât mai mult cu cât umblă vorba că împărțirea s-ar fi tras la sorți. Clujul a luat foc după ce a aflat că va avea prefectul demerist. Președintele Consiliului Județean a spus că merge până la demisia din PNL. Le-a trimis chiar și scrisori lui Orban și Câțu. USR a luat Suceava, unde poate fi un ghimpe Gheorghe Fluturi de la PNL. Prefectul Capitalei e un caz aparte. Își făcea bagajele să plece când USR Plus ea l-a anunțat că rămâne opțiunea lor. Așa că Traian Berbeceanu rămâne prefect. Nu știu dacă am văzut și eu declarațiile domnului președinte Dacian Cioloș și declarațiile pe care le-a făcut de dovadă că pune mai presus interesele cetățenilor decât interesele de partid. Voi rămâne prefect până în ultima zi de mandat și voi face datoria alături de colegii mei. Rumoare este și în interiorul PNL. Mai sunt 6 luni până la congres și acum se duc lupte grele de reașezare pe poziții. Orban mai vrea un mandat. Rămâne de văzut câtă putere au contestatarii lui. Până una alta, soarta țării și a economiei stă într-un premier foarte puțin influent, căruia îi suflă în ceafă 4 președinți de partide.